Clubul CSM Bucovina Rădăuți a fost amendat cu 15.000 de lei pentru încălcarea dispozițiilor ROAF privind organizarea în condiții regulamentare a jocului. De asemenea, președintele clubului rădăuțean Vicentie Popescu și unul dintre stewardii meciului cu Foresta, Vasile Gheorghe Hunceac, au fost suspendați câte 3 luni din activitatea sportivă și au fost amendați cu câte 12.500 de lei. Celor doi li se reproșează că au acționat de o manieră menită a influența derularea și sau a rezultatului unui meci sau a unei competiții printr-un comportament contrar stipulațiilor statutare ale FRF, în vederea obținerii unui avantaj pentru sine însuși sau pentru un terț. Sancțiunile au fost aplicate după ce arbitrul meciului Sorin Vădana a întocmit un raport în care a arătat că din discuțiile cu oficialii clubului din Rădăuți a înțeles că i s-ar fi promis suma de 6.000 de lei dacă gazdele ar fi câștigat meciul cu Foresta. Bucovina Rădăuți este calificată la barajul de promovare indiferent de rezultatul meciului pe care îl joacă vineri la Târgu Neamț, în compania celor de la Bradu Borca, în ultima etapă a sezonului regular al Ligii a treia.